Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache, medic-diabetolog și vă invit să vă abonați la canalul meu pentru cele mai noi informații. Astăzi vă vorbesc despre depresie și diabetul zaharat. Cele două afecțiuni sunt adesea asociate și mai puțin discutate, depresia fiind adesea tratată cu superficialitate. Depresia este un subiect extrem de sensibil, care de cele mai multe ori este ignorat. Dacă suferiți de diabet, știți cu siguranță cum este atunci când încercați să vă mențineți glicemia sub control și nu reușiți sub nicio formă. Știți cum este atunci când cifrele nu sunt cele pe care le așteptați. Știți cum este să vă puneți problema dacă veți reuși să țineți dieta. Viața alături de o boală ca diabetul nu este ușoară. Este foarte posibil ca la un moment dat să simțiți că diabetul vă lovește dintr-o parte în alta și nu are de gând să vă lase în pace. Atunci când se întâmplă asta, apar mai multe trăiri. Vă simțiți trist, dezamăgit, poate chiar fără speranță. Nu este neobișnuit ca pacienții cu diabet să fie diagnosticați cu depresie. Nu trebuie însă confundată depresia cu epuizarea pentru lupta cu o boală cronică. Să le luăm pe rând. Epuizarea este ceea ce se întâmplă cu un diabetic atunci când simte că nu mai poate face față. Ea se referă la sentimentele de tristețe, de pierderea speranței, sentimentele legate în mod direct de modul în care diabetul îți afectează viața. Inclusiv momentele în care glicemia crește, apoi scade. Epuizarea se referă la modul în care diabetul le afectează viața oamenilor. Le afectează munca, le afectează relațiile. Epuizarea este trecătoare, însă poate face ravagii în managementul diabetului. Tocmai de aceea, persoanele cu diabet trebuie să știe că astfel de momente sunt normale și reale în viața oricărui diabetic. Depresia însă este o afecțiune psihiatrică. Simptomele includ tristețe și pierderea speranței, plâns în exces, oboseală, dificultate în a se trezi, dificultate în concentrare, pe lângă multe altele. Depresia poate fi produsă de un dezechilibru biochimic, de o problemă în gândire sau de o reacție la circumstanțele de viață din acel moment. În general, simptomele depresiei sunt continue și necesită tratament prescris de un medic psihiatru. Suferiți oare de epuizare diabetică sau de depresie? Simptomele ce sunt considerate semne posibile de depresie pot fi rezultatul epuizării legate de luptă cu diabetul sau poate chiar depresie. Principala diferență dintre cele două este că epuizarea este temporară și reprezintă o reacție normală în urma unei lupte cu diabetul. Depresia nu e temporară și simptomele pot fi mai pregnante. De asemenea, diagnosticul de depresie este un diagnostic pe care numai medicul psihiatru îl poate pune. Un medic poate pune diagnosticul de depresie bazându-se doar pe simptomele pe care le experimentați, fără însă să ia în calcul impactul pe care îl are diabetul și orice altă boală cronică asupra unei persoane. Un psihoterapeut poate cădea în aceeași greșeală. Ca rezultat, puteți primi diagnosticul de depresie, iar cu acest diagnostic veți primi și tratament pentru depresie. Diagnosticul de depresie vine alături de un tratament pentru depresie, de care este posibil să nu aveți nevoie. Acesta poate include antidepresive, care pot avea propriile efecte secundare. Un diagnostic de depresie vă poate duce la psihoterapeut, de la care puteți învăța multe, însă de care este foarte posibil
să nu aveți nevoie. De asemenea, țineți minte că orice diagnostic primiți, inclusiv diagnosticele psihiatrice, vor face parte din istoricul dumneavoastră medical. Ce puteți face? Iată câteva idei despre ceea ce ar trebui să faceți dacă suferiți de epuizare legată de diabet. 1. Puneți-vă câteva întrebări, începând cu: ce mă face să mă simt așa de rău? Cât de legată este starea mea de diabet? Cu alte cuvinte, vedeți dacă puteți identifica ce vă face să vă simțiți stresat. Găsiți problema și veți fi într-o poziție mai bună. Veți putea vedea mai clar soluția. 2. Faceți un rezumat al managementului propriu. Vedeți ce merge și ce nu merge în abordarea diabetului, inclusiv dietă, stil de viață și alte aspecte legate de rutina zilnică. Câteodată, emoțiile pot fi un semnal de alarmă ce arată că ceva trebuie să se schimbe. Poate că e timpul să aveți o discuție cu medicul diabetolog și să vedeți unde greșiți. 3. Cereți ajutor. Vorbiți cu alte persoane ce suferă de diabet. Împărtășiți-le sentimentele voastre. Există șansa să învățați de la alții, să aflați că și ceilalți suferă de epuizare. Aflați în acest fel cum au reușit să treacă peste epuizare. Cereți-le să vă încurajeze. 4. Aveți grijă la propria critică. Fiți atenți la vocea critică ce vă spune. Nu ar trebui să simți asta sau nu o să poți trece peste asta. Epuizarea în diabet e normală, așadar fiți optimiști. Reamintiți-vă că nu sunteți lipsiți de opțiuni și mai ales că aveți suficientă putere încât să treceți peste aceste probleme. Dacă veți căuta ajutorul unui psihiatru, asigurați-vă că cereți sfatul unei persoane avizate. Încercați să găsiți pe cineva care vă înțelege, care are habar despre ce înseamnă lupta cu o boală cronică ca diabetul, care știe ce impact emoțional poate avea o astfel de boală. Aveți în vedere că, dacă sunteți într-adevăr deprimat, este foarte important să primiți acest diagnostic și, de asemenea, să primiți tratament corect. Dacă discutați cu un medic sau cu un psihoterapeut despre simptomele depresiei, încercați să-i faceți să înțeleagă prin ce treceți atunci când vă luptați cu diabetul. Cam atât pentru astăzi. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.